S-au decis meciurile din optimile Cupei României. Extragerea care a avut loc la casa fotbalului le aduce în față pe următoarele echipe. Chindia Târgoviște, Dinamo București, Rapid București, Petrolul Ploiești, Ripensia Timișoara, Pandurii Târgujiu, Fece Vaslui, Fece Botoșani, Steaua București, ACS Poli Timișoara, Gazmetan Mediaș, Astra Giurgiu, Oțelul Galați, Corona Brașov și Fece Brașov, Fece Viitorul. Meciurile se vor juca într-o singură manșă pe terenul primei echipe în intervalul 29-31 octombrie 2013.